Stimați colegi, am o întrebare pentru domnul ministru Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Obiectul întrebării, stadiul proiectului Băncii de Resurse Genetice Buzău. Stimate domnule ministru, odată cu aprobarea legii bugetului de stat, a primit finanțare un proiect la care ținem foarte mult, eu și locuitorii județului Buzău. Este vorba despre Banca de Resurse Genetice Vegetale pentru legumicultură, floricultură, plante aromatice și medicinale de la Buzău, un obiectiv de importanță națională. Mă bucură faptul că într-un timp atât de scurt am reușit să facem pași concreți, reali, pentru obținerea finanțării acestui proiect necesar agriculturii din România. Buzăul găzduiește din 1957 stațiunea de cercetare-dezvoltare pentru legumicultură, prima unitate de profil din țară. Iată una dintre premizele pentru care aici trebuie să funcționeze această bancă de gene în coordonarea reputatului cercetător Costel Vânătoru. Pentru că interesul buzăinilor este mai mare pentru această investiție și așteptările în domeniu sunt foarte mari, vă rog să ne comunicați care este calendarul implementării acestui proiect național pentru perioada imediat următoare. Menționez că doresc răspuns scris. Vă mulțumesc, cu respect, senator Vlad Mircea Pufu.